E comod, eu chiar mergeam acum dincolo, veneam și mă gândeam că ar fi bine să pun și partea cealaltă, unde s-a făcut, am să renovat, dar s-a făcut. Când eram însărcinată, da, puteam să zic că da, că ar trebui să fie și niște scaune, bănci aici. Pentru aici care se mai învârște, cred că da, ar trebui. Nu știu cât de vieț. Și vreau să mă pun jos și n-am unde să mă pun jos. N-am unde să mă pun jos. Noi trebuie să venim cu mobilier urban. El de-a lungul timpului nu prea a fost și orașul duce lipsă de mobilier urban, de bănci, de coșuri sau urne pentru gunoi, stâlpi de protecție a trotuarului și alt tipuri de mobilier. Nu trebuie să privim o bancă doar ca un element pe care poți face un popas. Infrastructura băncilor trebuie să fie gândită și în contextul locului, așa încât oamenii se poată să se adune, să facă comunități, să creeze dialoguri, să creeze, practic, un loc prielnic în care să vrei și să te oprești. E tipic și făcut fără ca să ceară, de fapt, implicarea designerilor și a studiourilor care ar putea să gândească obiecte noi în această direcție. Tot mobilierul, sau aproape tot mobilierul creat în Chișinău, este unul ca să fie, unul rudimentar și foarte des făcut de neprofesioniști. Nu prea există ghid de design sau versiune de mobilier specific pentru orașul Chișinău. De asta, în fiecare proiect sau fiecare structură municipală care instalează mobilier, cumva încearcă să identifice tipul de mobilier în funcție de ori de bugetul disponibil, ori chiar de oferta pe piață disponibilă. Pentru că nu prea avem din ce alege, dacă sincer. E ok să folosești în unele cazuri băncile ca limitator între carosabil și zona pietonală, dar nu peste tot. Altfel, ele sunt un fel de gărduț. Noi nu prea avem producători, producții locale de lier. Iar designul ăsta industrial, de la design până la producție, este un drum destul de lung. Să faci un design bun, frumos, să produci bancul respectiv sau mobilierul respectiv într-o cantitate suficient de mare, o cantitate suficient de bună și la un preț relativ accesibil pentru oraș, nu e atât de simplu. După mine, aș fi foarte ok ca în diverse zonele orașului să apară diverse intervenții, doar că grupuri. Să nu avem o stradă la fiecare 10 metri câte bănci diferite. Avem o rețea care este aprobată cumva de municipalitate, iar în afară de aceste bănci care sunt clasic toate instalate, să mai apară intervenții care dau libertate creatorilor sau dau libertate agenților economici să vină cu bănci de alternativă care, până la urmă, dacă sunt frumos, bine gândite și bine făcute, ele joacă și au și un rol estetic foarte important pentru oraș.